Primăria Zalău nu a avizat în acest an niciun comerciant de pepeni să vândă în oraș pe spațiul public, ceea ce înseamnă că prin cartiere vom întâlni doar comercianți de pepeni instalați pe spații private. Anul trecut, Primăria Zalău a avizat 6 spații de comercializare a lebeniței pe domeniul public, unul chiar la intrarea în fosta piață agroalimentară. Restul erau pe terenuri private. În Zalău însă au apărut primii vânzători de lebeniță care se laudă cu prețuri bune și cu faptul că lebenița este de calitate, chiar marfă de România. Cei mai mulți dintre aceștia și-au găsit loc pe domeniul privat, unde pot comercializa în liniște, fără acordul primăriei Zalău. Vânzătorii de pepeni pot fi găsiți prin Porolisum, în curtea Bisericii Ortodoxe din Brădeț sau pe strada Simeon Bărnuțiu. Cine nu se pricepe la pepeni riscă să mănânce lebeniță provenită din Grecia și nu de pe meleagurile noastre. Direcția Agricolă a verificat în iulie 2014 pepenii comercianților din Zalău. După control s-a escat un adevărat scandal în oraș. Deși caracteristicile erau de marfă importată din Grecia, vânzătorii sunt acoperiți de certificate de producător, care arată că pepenii sunt produși în România.